Multă lume, ce se anunță pentru meciul care poate să consfințească matematic titlul, mai ales că e cu Rapidul? Ce informații sunt? Hai să spun ceva. Aseară, după meci, da? Am spus-o și la Gabi, când m-a sunat după ce s-a terminat meciul și ne îndreptam spre București. Aseară s-a terminat meciul, am sunat pe băiatul care se ocupă la noi de online-ul, de vânzarea de bilete. Și primul lucru care mi l-a spus, îmi spune: Mustață, te rog să mă crezi. În momentul în care Florinel Coman a dat golul, da, în 10 minute s-au vândut 2700 de bilete online, imediat. Da. Deci în 10 minute. A spus că niciodată nu s-a întâmplat chestia asta, că în 10 minute să ai 2700 de bilete vândute. Iar la momentul ăsta vorbim de 32.000. Acum nu știu ce s-a mai întâmplat azi noapte, până la ora câte asta. Câte sunt la ora asta? Deci aseară erau 32.000. Aha. Aseară. Na, eu cred că va fi sold out. Ce? Și eu tot la fel cred asta. Nu e, Gigi, 50.000 o să fie. Crede-mă ce spun, o să vezi. Dacă luăm și titlul cu Rapidul, în fața Rapidului, atunci, cu siguranță, șansele sunt foarte mari să sărbătorim cu Rapidul. Exact ce doream. Cu 50.000. Ce doream eu. Da. Cu 50.000. Dar de ce exact ce-ți doreai tu? Pentru că e foarte frumos să sărbătorești un titlu în fața unei echipe rivale. Aha. Aveți acolo invitații, da, care au jucat. Nu e, Robert nu e pe aici, e ascuns, Robert. A zis că vine, a zis că mai vine la emisiune sezonul viitor. Centenarul din 2025. Da, dacă da. Ei iar au centenar la anul. Știi că e centenar, da, din nou. E fiecare an. E, da, fiecare an centenarul. Da, 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 da. O să vezi tu că Rapidul o să bată și anul ăsta la locul 2 și își facă echipă. Șucu e ambițios al naibii. O să vezi, Gigi. Da, iar voi fără Florinel o să fiți într-un picior. Toată lumea, dacă se fac transferurile pe care s-au promis, eu cu siguranță Gigi va investi foarte mulți bani în momentul în care este campion și are pretenții de Champions League. E siguranță că nu poți să pleci cu echipa asta să mergi în Champions League. Să fim serioși și cu toții știm că echipa încă nu arată pentru Europa, nu arată bine, pentru că plătește echipe cu ambiții în Europa, fotbaliști care au ambiție, așa că cu siguranță Gigi va investi și va aduce cel puțin 6-7 jucători. Da, deci 50.000 și s-a luat titlul cu Rapidul. Asta ar fi, cum să spun, încununarea perfectă a acestui an. Da, eu mi-aș fi dorit să avem acest meci și să sărbătorim titlul în Ghencea, dar dacă nu avem posibilitatea asta, n-ar fi o problemă ca să strigăm iarăși cântecul ăla. Știi, Adrian, dacă este acolo, i-am auzit vocea. E. Anul acesta titlul e în Ghencea. Da? Păi nu l-ați adus deja? Păi l-am adus, dar știi cum era, era foarte bine dacă pe arena națională, acolo. Da, Ghencea nu intră. Am înțeles, și era bine, asta ți-aș plăcut să-ți cânte, cu Ghencea, nu? Păi nu e, anul acesta titlul e în Ghencea. Am înțeles. Deci, dar oricum tot în Ghencea este, că noi suntem continuatoarea fostei secții de fotbal, noi continuăm activitatea și am continuat-o. Voi luați titlurile! Asta este. N-ai ce să faci. Să vedem acum ce mai spun alții care... Noi umplem stadioanele peste tot unde ne ducem. Noi umplem stadionul acasă. Și în alte părți, ce să vezi, câte 400, 600, 700... Stai, lasă asta! Dar vouă vă cântă un stadion întreg la Cluj Campioni, în deplasare. Da, da. Vouă FCSB! Da, nouă Steaua. În alte părți unde? La CSA Steaua te referi? Ei, dar unde se referea săracul? Păi eu ce pot să spun, vrei să spun pe bune acum, nu e păcat de stadionul ăla să te duci să stai 600 de oameni cu tot cu bodyguards, cu tot cu staff, cu tot cu conducere și cu echipele care vin pe acolo. Da, adevărul că îți bagi joc de el acum, da, serios. Să-ți bagi joc de un stadion de atâtea zeci de milioane de euro. Da. Când zeci de mii de suporteri joacă pe Național, bine pe Național Arena. Gândiți-vă ce era acum în Ghencea. Gândiți-vă la momentul ăsta ce era în Ghencea. Și nu numai acum. La toate meciurile care jucați pe Ghencea. Bine, cu Rapidul acum s-ar fi prăbușit stadionul la câtă lume ar fi venit. Despre ce vorbim? Și atunci a venit și spunem
că domne, ăla n-a jucat la Steaua, ăla n-a jucat că, nu știu ce, contradicții cu răchită, care îl dai păr, mai avea puțin să spună și de Adrian Ilie că joacă, n-a jucat niciodată la Steaua. Yeah. Despre ce vorbim? Asta înseamnă bătaie de joc, dar dacă așa se place și așa le place, noi nu putem să spunem nimic decât să fie sănătoși. Aici are, Dane, are dreptate aici, nu poți să ții Ghencea. Bă, Dane, să ții Ghencea cu 6 de ouă. Eu sunt de acord cu el, că e fratele meu. N-am. Păi du-te, mă, du-te la meci cu Rapidul. Mergem, uite, vedem meci împreună. De în peluză? Te duci în peluză? Dar de ce să nu mă? Nu vorbesc serios acum. Mă duc cu el. Mamă! Ia uși, Gigi, îl primiți? Păi de ce să nu-l primesc? Una no, una, dar tu vorbești serios acum. De ce? Nu-l primi că e de la Dinamo și să nu bată no, ăsta Rapid. No, păi lasă-mă, cu ocazia asta mai ia și Dinamo un titlu. Mamă, ce tare e asta, Dănuț Lupul va fi în peluza nord cu Gigi Mustață la sărbătoria titlului. Tare de tot. Este o relație foarte bună de prietenie între mine și Dan și nu cred că cineva poate contesta lucrul ăsta și eu îl respect și eu respect toate fostele glorii și toți fotbaliștii care au făcut ceva pentru țara asta și zic că își merită respectul tuturor oamenilor, nu neapărat că este felist, trafitist, dinamovist sau ceva de genul. E în regulă. E în regulă. Gigi, mulțumim să face spectacol. Pregătiți ceva special? Astea mai vedem. Alo, te rog frumos fără petarde că... Să nu mă mai ai, să nu ne ia pe toți. Da. Bine, Gigi, mersi mult. Bine. Salut. Bine, Gabi, Gabi, zi da. Gabi, zine tată. Îl salut și eu pe Dănuț Lupu, un mare fotbalist, mare om și mă bucur că va veni în peluză alături de noi sâmbătă. Asta chiar că e cea mai tare știre din ultimii ani. E tare.